place și sunt foarte încântat și super încântat când oamenii din cotidianul lor firesc, televizorul, mașina, weekendul, plaja, marea, pădurea, serviciu, grija, casa, masa, se declară și se proclamă mare cunoscător de dogme. N-o poți face treaba asta. Dacă Ioan Botezătorul, care era cel mai mare om născut din femeie, și-a permis să pună cele trei întrebări fundamentale în lume, tu ești sau pe altul să așteptăm? Nu sunt vrednic să-ți dezleg cureaua încălțămintei? Și acela care m-a trimis, acela mi-a zis, adică nu de la mine spun, cine ai putea tu fi un creștin obișnuit să vii și să accesezi în materie de persoană umană și în materie de eu personal, ca om, tainele Apocalipsei, tainele venirii sfârșitului lumii, tainele venirii lui Dumnezeu, tainele întâmplărilor de pe planetă, deci nimic nu se întâmplă anapoda. Totul este programat în preștiința și în cunoașterea lui Dumnezeu. Și veți spune vreodată, dar Dumnezeu e de acord cu moartea? Nu. Dumnezeu e de acord cu inima înfrântă și smerită. Și când ea nu este, rezultatul e moartea. Dumnezeu este de acord cu războiul? Nu. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să aibă pace. Când a înviat din mormânt, peste tot pe unde a trecut, a spus atât, pace vouă, bucurați-vă. Că oamenii nu vor să bucure și nu vor pace, rezultatul e moarte, e războiul. Dar nu e de vină Dumnezeu că preceptul Scripturii este dat la o parte și este înțeles după voia fiecăruia, așa cum așteptăm noi din zi în zi. Mai sunt 6 luni și vine urgia, mai sunt 3 ani și vine urgia, mai vine 2 ani și vine urgia. Știe Dumnezeu și când vine și când trece. Știe Dumnezeu și pe cine găsește și pe cine nu găsește. Vă întrebați vreodată dacă cei care mor în atentate sunt ei cei mai păcătoși de pe pământ ca moartea să-i lovească pe dânsii? Nu se știe. Și tu spui, bine că n-am fost eu acolo. Tu n-ai fost acolo, da? Dar ăla care a pătimit mucenicia respectivă, durerea respectivă, dezastrul respectiv, are șansa să se mântuiască prin botezul sângelui. Dar tu care n-ai fost acolo, poți să fii mort sufletește înaintea lui și nu ți este de niciun folos viața trecătoare dacă nu o trăiești chiar după niciun principiu sau un precept al Scripturii și al lui Dumnezeu. Și ia să ne îndreptăm un pic în ideea Evangheliei de astăzi, că v-am obosit. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l. Aici am putea spune că Iisus poate fi acuzat de faptul că se ruga cu păgânii, cum mai acuzăm și noi astăzi, că n-ai voie să te rogi cu păgânii. Păgânii sunt oameni. În primul rând au chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În rătăcirea sau în ceața minților sau în întunecimea necunoașterii, datoria unui ortodox sau unui creștin convins este să se roage pentru ei să vină la cunoștința adevărului, să se mântuiască și să fie vii. Sfântul Antonie cel Mare se ruga pentru draci. Și Dumnezeu i-a poruncit, Antonie, nu te mai ruga că ei nu au pocăință, nu că eu nu i-aș putea ierta. Deci demonii nu primesc pocăința, smerenia. Și atunci Dumnezeu i-a interzis Sfântului Antonie să se mai roage pentru ei. Dar cu atât mai mult noi, trebuie să ne rugăm pentru vremuri pașnice, pentru liniște între neamuri și între popoare, pentru că de liniștea lor depinde și liniștea noastră. Dacă ei au liniște și noi avem liniște. De-aia ne rugăm în ectenia întreită, încă ne rugăm să se trimită înger pașnic păzitor, să-i ferească și să-i păzească de ciumă. La vremea respectivă era o boală cumplită, eradicată pe undeva pe la anii 1700 și ceva, când a dispărut de tot, dar ciuma făcea ravagii și lepra. Și atunci era pusă în ecteniile bisericii de ciumă, de foamete, fiindcă fusese foamete, de cutremur, de potop, de foc, care poate veni și dumnezeesc și pământesc, de sabie, adică de războaie, și de venirea altor neamuri.
Iată, noi am trăit pe viu venirea altor neamuri. La ora actuală, Europa e invadată de vreo 2 milioane și 2000, de acum peste 2 milioane de musulmani din ăștia care, sub formă de emigranți, vin și intră în țările creștine. Pe de o parte, poate fi o plagă, ca și plăgile lui Faraon, nouă ni se pare o glumă sau o tratăm ca atare sau puțin indiferenți, dar vom vedea urmările ei gândindu-ne că cei care vin peste noi vin și ei cu un obicei, cu o cultură, cu o mentalitate în care dacă ta e șubredă și bolnavă sau nu-i sănătoasă, nu-i creștină, nu-i fondată, nu-i argumentată, nu-i întărită, nu-i cimentată pe piatra faptei concrete. Deci noi toți ne numim creștini, luăm lumină la înviere, trecem o dată sau două ori în post și ne spovedim, avem carte de rugăciune acasă, avem icoana în birou sau acasă, dar asta nu înseamnă că suntem desăvârșiți creștini. Deci în momentul în care noi găsim aceste amestecări de neamuri, găsim și aceste amestecări de culturi. Și în felul acesta, oriuna, deci niciodată nu va exista echilibru balanței de egalitate, atâta timp cât mai ales războaiele romane au dovedit lucrul acesta de-a lungul istoriei, că atunci când un popor venea peste alt popor, fie se fuzionau și se formau o cultură nouă, fie cel mai puternic înghițea cultura celui mai slab și o impunea pe-a lui. Și ținând cont de radicalismul islamic, s-ar putea că cei mai mulți să pierdem din favoare cultura creștină și să îmbrățișăm ideea de vețuire, de liniștire, bine că sănătos, bine că mi-e familia întreagă, bine că nu-mi lipsește nimic, lucru care nu-l vom găsi unde, în partea Egiptului și Asiriei, unde oamenii de acolo au ales să moară decât să nu rămână creștini. Dar pentru asta trebuie o anumită trăire. Pentru asta trebuie un anumit caracter. Pentru asta trebuie o anumită lucrare. Iată-l pe Iisus pus în lucrare cu romanul față în față. La prima vedere, Iisus greșește, stă de vorbă cu păgânii. N-ar trebui, trebuie să-i ignori, nu? Păi da, nu așa spun canoanele. Nu. Iisus trece peste literă și intră în Duh, dă viață. Și spune așa, iată ce spune romanul. Doamne, îi recunoaște calitatea de atotputernic învățător, păstor sau Dumnezeu sau doctor. Indiferent, Iisus are mii de nume. Sluga mea zace în casă, slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus nu lungește povestea, doar îi spune scurt. Am să vin să-l vindec. Un răspuns pe măsură. Ca și doctorul. Domnul doctor, am un copil bolnav, vă rog să-l consultați. Trec să-l consult. Dar sutașul, vedeți, el intervine, ce am vorbit noi la început, eu nu-s vrednic să intri sub acoperământul meu. Să zici numai cu cuvântul și sluga mea se va vindeca. O verificare indirectă a puterii dumnezești, a puterii miraculoase, a lucrării divine și a Dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos. Ce vă repet de fiecare dată când vorbim de Iisus? Dogma Sinodului 4 de la Calcedon. Două firi și două voi, împotriva monofiziților și a monoteliților. Unite și neamestecate, deci nu-i și om și o bucată de Dumnezeu. Îi om adevărat și Dumnezeu adevărat. Ca om, trăiește, mănâncă, doarme, ne învață, face ca noi, trăiește și există și suferă afectele simțurilor, dar nepăcătoase, ca Dumnezeu învie fiul văduvii din Ain, îl învie pe Lazar, vindecă mâna uscată, vindecă femeia gârbovă, vindecă pe fica lui Iair, vindecă orbul din naștere, vindecă orbul de la Ierihon, cei doi ori, mutul, surdul, nu stăm să repetăm toate minunile din Evanghelie. Duhul murs și îndrăcit. Acestea sunt cele două firi și două voi, neîmpărțite și nedespărțite. Deci nu poți fi azi Dumnezeu și mâine om.
concomitent deopotrivă, fără să se amestece. Din nou, repet, unite și neamestecate. Asta trebuie să țineți minte voi despre Iisus. Asta verifică de data aceasta și sutașul. Doamne! Nu-ți vrednic să intri la casa sufletului meu. Deci întâi se adresează omului Iisus, care un om bolnav, deci vorbește cu firea omenească, și acum se adresează lui Dumnezeu. Doamne, nu-ți vrednic să vii sub acoperământul meu. Deci, vedeți, avem ambele lucrări în aceeași expresie. Și eu sunt om și sunt și sub stăpânirea altora, dar și eu stăpânesc peste alții. Adică arată puterea lui Dumnezeu. Arată lucrarea ierarhică a lucrării duhovnicești. Zic și du-te și vine celuilalt să duce, face asta și face. Și aici se spune că Iisus a rămas mirat pentru prima dată de cel mai elementar lucru întâlnit în opera de gândire creștină, logică. Este singurul lucru pentru care noi astăzi facem greșeli fundamentale pe planeta Pământ. Nu muncim logic, nu ne căsătorim logic, nu gândim logic. Știi cum spune profesorul când te pregătește? Mă, dar fii un pic logic. Gândește logic. Dacă 2 și cu 2 fac 4, ție de ce ți ies 5? Că nu gândești logic, nu aduni cum trebuie. Ei, această logică o găsește Iisus în ostașul roman care era păgân de neam, dar care avea o gândire mai mult decât creștină, dacă vreți, mai mult decât divină. Și eu zic, du-te și să duce, și eu zic, fă și face, dar și eu la rândul meu ascult de alții. Deci, Doamne, Tu poți face această ierarhizare, e numai în mâna Ta. Deci aici, vorbit în mod indirect, romanul ne vorbește nouă de ascultarea de Dumnezeu. Ce spune Mântuitorul Iisus despre ascultarea de Dumnezeu? Cel care mă iubește, acela păzește poruncile mele. Eu și Tatăl meu venim la El și ne facem locaș în El. Dar, repet, acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Deci logica. Ca să stea Hristos în tine, tu trebuie să păzești poruncile Lui. Ca să păzești poruncile Lui, trebuie să-L iubești. Ca să-L iubești, trebuie să crezi. Ca să crezi, trebuie să știi în ce crezi. Ca să știi în ce crezi, trebuie să cunoști. Ca să cunoști în ce crezi, trebuie să afli. Ca să afli, trebuie să te interesezi. Ca să te interesezi, trebuie să te intereseze. Și ca să te intereseze, trebuie să fii logic. Deci, nu putem crede la întâmplare. Deci, credința ortodoxă este o credință logică care are un arbore al ordinii care începe de la Iisus, prin apostoli, prin ierarhie și cler, prin biserică, prin taine și prin Duhul Sfânt. Dacă nu voi trimite Mângâietorul la voi, veți rămâne orfani. Și Mângâietorul, când a venit, unde a venit? Pe pământ, ca un suflu mare de vânt, și s-a pus în chip de limbi de foc peste cei 12 apostoli, care au început să predice și să umple lumea de dreapta credință. Dacă apostolii n-ar fi fost logici, ar fi călcat cele două porunci. Nu vă depărtați de Ierusalim până nu luați puterea de sus. Și s-au întors cu bucurie mare în Ierusalim, cântând și petrecând în psalmi și în cântări duhovnicești, fiind în toată ziua la templu, la vremea respectivă, încă nu erau catedrale și biserici. De-abia începea creștinismul. Și a venit Duhul Sfânt și a sfințit materia și pământul, le-a umplut de har, ca să poată să fie în slujba omenirii și a apostolilor. În slujba omenirii, când mă refer la faptul că orice crește pe pământ, orice buruiană, orice floare, orice fructă, orice lucru care încolțește, germinează și este pe pământ, e la îndemâna omului, numai trebuie să știe să-l folosească. Pentru asta trebuie logică. Iată ce spune Iisus. Adevărat vă grăiesc vouă, deci Hristos nu vorbea minciuni, pentru că era adevărul, folosea terminologia de adevărat. La nimeni în Israel n-am găsit atâta credință.
Ce am putea noi să spunem acum la o fază de asta, când Iisus laudă credința unui păgân? E clar că ăsta s-a dat cu ecumenismul. E clar că ăsta vinde legea lui. Așa credea și Pavel, fraților. De-aia Pavel îi prigonea, de-i nebunea pe creștini. De-aia îi prindea și îi tăra și îi omora. De-aia era la picioarele lui hainele lui Ștefan când îl omora în valea lui Iosafat cu pietre, unii astăzi în Ierusalim, lângă Biserica Națiunilor, acolo valea lui Sfântul Ștefan și biserica. Pentru că el când vedea lucrurile astea se uimea. Cum să împărtășești tu religia ta mozaică și adevărată, venită de la Dumnezeu, care i-a trecut prin Marea Roșie, care i-a hrănit cu mană în pustie, care le-a dat apă din piatră, care i-a ucis pe vrăjmașii lor, care i-a dus în țara făgăduinței, care le-a dat templu, care le-a făcut atâtea minuni, care a vorbit cu ei în tabără, care le-a primit mireasma jertfelor arse. Cum să vorbești tu și să faci, să lauzi credința unui păgân? Ioan Gură de Aur are două expresii. Marele ritor al creștinătății. Și uite ce spune Ioan Gură de Aur. Ferice de păgânul care moare cu fapte de creștin și vai de creștinul care moare cu fapte de păgân. Dacă pentru păgân spune că face bine din ale firii, neavând lege sau ale legii, despre creștin spune cu totul altceva. Vai de creștinul care moare cu fapte de păgân, mai bine nu s-ar fi zămislit și ar fi putrezit în pântecele Maicii sale. E nevoie să-i explic unei femei ce înseamnă să se oprească sarcina în evoluție, durerea și supărarea și întristarea care o cuprinde când vede că cel zămislit întrânsa nu se mai naște? Nu. Poate că unii le-au gustat lucrul ăsta. Atâta întristare are Dumnezeu în inima Lui de Dumnezeu și de Creator al nostru și de Păzitor al nostru, când noi din creștini devenim niște cârlani, niște dobitoace necuvântătoare, care fac toate fără de legile, uitând că avem un suflet sau uitând că datoria noastră e să fim frumoși ca Dumnezeu, deștepți ca Dumnezeu, înțelepți ca Dumnezeu, curați ca Dumnezeu, sfinți ca Dumnezeu, desăvârșiți ca Dumnezeu, că nu vi le spun de la mine. Fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din cer, sfânt este. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer, desăvârșit este. Eu vreau ca tot să fie una, eu vreau ca tot să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci, Iisus lasă în Duhul dumnezeiesc credința că și cei de alt neam se pot întoarce la Dumnezeu, cum a făcut-o și sutașul acesta. Deși în formă de ispitire își manifestă o logică și o credință și o tendință curată de a respecta pe Hristos, pentru că nu-i spune ăsta vindecătorule sau mare gur sau mare învățător. Îi spune Doamne! Deci recunoaște că e mai presus de alți dumnezei. Și atunci, iată ce spune Iisus. Mulți de la răsărit, adică noi creștini, și de la apus, cei care s-au rătăcit, vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Iacov și cu Isaac în împărăția cerurilor. Dar cum? Prin credință, prin cunoaștere, prin revelație, prin venire, prin îmbrățișarea a ceea ce ai pierdut și ai lăsat pe cărare. Deci nu oricum. Numai în Dumnezeu. Numai în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Iar fii împărății vor fi aruncați în întuneric cum ai din afară, unde e plângerea și scrâșnirea dinților. Nu vă mai explic sub forma asta, ci vă explic sub formă de istorioară, că mai ușor vă captez. Merge Sfântul Macare prin pustie și joacă fotbal cu o căpățână, de asta e liniască, o tigvă de om mort. Probabil a fost cândva îngropat sau dintr-un măcel sau așa și a rămas, a mâncat fiarele, carnea și oasele au rămas pustie, aruncate. Cum găsești azi pe munte un cap de vacă, de cal, uitat, cum ne-a prins fiar așa, sfârșiat animalul. Și jucând fotbal cu ea, cumva dându-i cu piciorul, tigva începe să vorbească. Macare, Macare, de ce mă lovești?
crezând că e un duc, Sfântul Macar îl ceartă și a spus, nu mă certa, eu sunt un Elin. Păi și unde ești? Păi în iad sunt. Păi de ce ești în iad? Păi pentru că n-am legea. Și acolo în iad, ce se întâmplă? Când vă rugați voi creștini și faceți Sfânta Liturghie, în momentul epiclezei se luminează iadul. Pentru o clipă, nu tot timpul. Că spune, de mă voi coborâ în iad, de față ești. Pentru că chipul și asemănarea lui Dumnezeu se chinuie în iad. Sufletul, omul viu, cu trup duhovnicesc, nu cu trupul putrezit în lut. Păi ce și acolo în iad unde stai? Păi stau pe capetele preoților, creștinilor și arhiereilor care au călcat legea. Deci vezi? Deci ca păzitori ai legii noi trebuie să păzim legea creștină pentru că Mântuitorul folosește o altă expresie într-o Evanghelie mai cutremurătoare. Vai prin cine vine sminteala. Mai bine își lega o cheatră de gât și s-ar arunca mare. Sau în alte expresii, mai bine nu s-ar fi născut unul ca acela. Deci vedeți? Deci dacă un păgân nu vine la ortodoxie pentru că vede bețivii, dacă un păgân nu vine la ortodoxie pentru că vede curvare și curvele, dacă un păgân nu vine la ortodoxie că vede ura, dușmănia, răutatea, dacă un păgân nu vine la ortodoxie că vede duplicitatea și dualitatea de care noi dăm dovadă ca creștini, acum iertați să-mi fie, nu știu dacă ce spun eu vi se potrivește dumneavoastră, se potrivește creștinismului, pentru că în general creștinii se judecă, creștinii se fură, creștinii se înșală, creștinii se batjocoresc, se bat, se ucid, se mint, râvnesc unul altuia la bunul celuilalt. Deci, când văd păgâni aceste lucruri, n-au nicio tentație să vină spre creștinism, cum a venit sutașul ăsta de azi, Doamne, vindecă-mi sluga. Pentru că astăzi problema se pune în mod invers. Noi creștinii dăm dovada unei lipsi accentuate de Dumnezeu. În loc când auzi de o minune, să spui, slavă ție, Doamne, mare Dumnezeu creștinilor. Noi toți ne bulucim pe minunea aia, parcă ne-ar aparține nouă. Nu e a noastră, fraților. Ori a unui necredincios care trebuia întors, ori a unui păcătos care a meritat mila lui Dumnezeu, ori a unui virtuos care s-a bucurat de mila lui Dumnezeu, ori a unui om minunat care l-a bucurat cu ceva pe Dumnezeu. Vreți să spuneți că întruparea din Fecioara Maria este un act prin care Fecioara Maria și-a însușit o calitate în plus ca femeie pământească în momentul în care i-a vorbit îngerul? Nu. A fost o calitate în plus a smereniei că îngerul a putut găsi o femeie pe pământ care să se adreseze, să-L odihnească pe Dumnezeu. Pentru că și ea, ca femeie, s-a apărat în fața lui Dumnezeu și a spus, vedeți ce frumos? Nu cunosc bărbat, nu știu dulceață de nuntă, de ce îmi vorbești mie de zămislire, dacă sunt curată? Și spune, Duhul celui preanalt te va umbri, Duhul Sfânt va veni peste tine, iar cel ce se va naște din tine, Fiul Dumnezeu se va chema. Și ea întreabă din nou, nu e o înșelare ca Evi oarecând, că doar și Eva a fost atrasă într-o cursă la vremea respectivă de diavol. Și a spus, nu, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Și atunci Fecioara Maria se pune în genunchi și spune, să-mi fie mie după cuvântul tău. Ei, câți oameni când văd azi o minune spun, Doamne, fie slava ta, fie mărirea ta. Nu, toți am vrea să ne împropriem minunea sau ne dorim ăla care o are să nu o aibă. Am avut ocazia să aud de genul ăsta de minuni când cineva a spus, uite ce mi s-a întâmplat. Și altul comenta pe margine, că n-a ca duhovnic, auzi și ce nu vrei. Cine părinte, ăla cu minuni, e scrocul ăla, banditul ăla, dar lui ăla să-i facă Dumnezeu minuni? Da, mă, poate pentru că e scroc și bandit, Dumnezeu i-a făcut o minune ca el să nu mai fie scroc și bandit. Văzând lucrurile alea, să-L slăvească pe Dumnezeu și să-și schimbe viața. De ce ești tu invidios că Dumnezeu a venit seara în drum și a mai găsit un prost la poartă și a întrebat, tu ce faci? Stau, intră la mine în vie și lucrează. Și a zis, păi, la plată, ia-ți un dinar. Și ăla de dimineață care muncea de mititel și dus la biserică
și crescut în frica lui Dumnezeu și sprijinit pragul bisericii și cunoscut tipicul și știut rânduiala și cântările la strană și spovedit și împărtășit și lăudat de tot satul și de toți cunoscut că e sfânt, vine și sari pe, dar cum, lui dai tot un ban și mie tot un ban, dar și treaba ai tu cu darul lui Dumnezeu, cu îl împarte și de ce? Ce treabă ai tu că vrea Dumnezeu să facă dintr-un catolic ortodox? Ce treabă ai tu că vrea Dumnezeu să întreacă un musulman la ortodoxie? Ce treabă ai tu că vrea Dumnezeu dintr-un bandit să facă un evlavios? E treaba lui. Așa și aici. Deci Dumnezeu a vrut să demonstreze, Dumnezeu a vrut să demonstreze că și de la apus și de la răsărit vor mânca cu Dumnezeu, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Deci când ne exprimăm noi în mod borfaș, așa și justițiar, toți sunt draci, toți sunt spurcați, toți sunt nimic, iată totuși că Dumnezeu are milă și de draci. În iubirea Lui cea milostivă, putea să-i șteargă, să nu existe. Nu i-a desființat, i-a lăsat. Mergeți, mă, nu vreți să ascultați de Cel ce v-a creat, să vă bucurați, să stați în lumină. Mergeți și stați pe pământ, chinuiți-vă între oameni, unii pe alții. Și dracii ne chinuie pe noi și noi pe ei. Și când mergem la judecată, începe chinul amândouă împreună. Pe dracii chinuie Dumnezeu că ne-a chinuit pe noi și pe noi ne chinuie dracii că din cauza noastră sunt ei chinuiți. Da, așa va fi în iad. De aceea trebuie cu inima zdrobită și cu bunătatea credinței și cu omenia din noi, v-am repetat odată și v-am spus, toate funcțiile pământești, indiferent, începând de la rege sau președinte, până la ultimul portar de parlament, dacă vrei să luăm în ordine, sau de primărie, că toate înseamnă funcții publice, sunt niște puteri, dar niciuna nu depășesc statutul de omenie. De-aia chiar sfinții în pustie, când întâlneau ucenicii și cereau un cuvânt de folos, le adresau o întrebare foarte dură. Călugăr, te-ai făcut om când te faci? Deci degeaba ești director dacă nu ești om, degeaba ești preot dacă nu ești om, degeaba ești călugăr dacă nu ești om, degeaba ești ministru dacă nu ești om, degeaba ești președinte dacă nu ești om, degeaba ești puternic dacă nu ești om, degeaba zbori în cosmos dacă nu ești om. Întâi fă-te om și celelalte, cum spune Evanghelia, căutați împărăția lui Dumnezeu și celelalte să vă adăuga vouă. Deci ăsta e mesajul Evangheliei de astăzi. Cine vrea să mănânce cu Avram, cu Isaac și cu Iacov la masă, în împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să facă faptele credinței ortodoxe. Amin. Amin.